Salut! Discuția zilei de astăzi este următoarea. Este Ford o mașină de oameni săraci? Este Ford mașina oamenilor săraci sau nu este? Și acum hai să vedem de unde e ideea că Ford ar fi o mașină pentru oameni săraci. Ei bine, ideea asta mi-a fost insuflată de nenumărate ori, chiar aici pe canal, în secțiune de comentarii, de diferiți deținători de mărci mai consacrate de mașini, cum ar fi Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen și așa mai departe. Și nu doar aici pe canal, ci și în general în viața reală, adică cunoscuți, prieteni care dețin alte mărci de mașină, mi-au spus întotdeauna, bă, nu-ți lua Ford pentru că e mașină de oameni săraci. Ford e mașina omului sărac, doar săraci își cumpără Ford. Noi, ăștia alți, care nu suntem plebe, ne cumpărăm Audi, Mercedes, Volkswagen și așa mai departe. Ba, chiar mi-a spus un prieten, când mi-am luat mașina, că am făcut o greșeală mare, că mi-am luat Ford, el avea un Audi și l-are în continuare un Audi A4, între timp el și-a schimbat motorul pe mașină, eu n-am lucrat nimic la motor, dar na, asta este situația. Acum eu o să fiu sincer cu voi, pe lângă Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes și mai știu eu ce altă marcă de mașină, Ford e o mașină slăbuță. Asta nu înseamnă că e mașina săracului, ci e o mașină mai slăbuță, că na, ăsta este adevărul. La fel, încă de la început eu trebuie să recunosc că eu mi-am cumpărat Ford Focus de sărac, pentru că sunt sărac. Dacă nu eram sărac, nu-mi cumpăram Ford Focus. Dar, repet, e strict cazul meu. Din cauza asta mi-am cumpărat eu Ford Focus și nu mi-am cumpărat, nu știu, Ford Mustang, de exemplu. Mi-am cumpărat Ford Focus pentru că sunt sărac, aveam și eu acolo niște bănuți, iar mașina cea mai potrivită pentru mine era un Ford Focus. Cred că ăsta e și principalul motiv pentru care oamenii aleg Ford. Dacă te uiți pe șoselele noastre, e din ce în ce mai plin de Forduri. Sunt foarte multe Forduri pe șosele și nu mă refer doar la Ford Focus, ci la toate celelalte modele. Pentru că sunt mașini care se devalorizează rapid. Adică un Ford care, nu știu, astăzi e 23, 24, 25 de mii de euro, peste 5 ani va fi 5 mii de euro. În schimb, nu se întâmplă aceeași chestie cu Audi, de exemplu. Și Audi se devalorizează, se depreciază, însă nu atât de rapid, nu așa de mult. Iar noi românii, cum nu suntem o țară de oameni foarte bogați, vorbim de populația generală, avem și noi ocazia să ne cumpărăm, de exemplu, cum mi-am cumpărat eu cu 5.500 de euro, o mașină care avea doar 5 ani la momentul cumpărării. Eu în 2015 mi-am cumpărat mașina asta care avea 5 ani, era, e din 2010. Însă, cu aceiași bani, îmi puteam lua un Audi din 2004, 2005, cam tras de coadă, cam atâta costau pe atunci. Păi, eu nu am preferat să-mi iau o mașină de 10-11 ani, ci am preferat să-mi iau una de 5 ani. Pentru că, din puțina mea experiență cu mașinile second hand, știu că un Ford la 5 ani nu poate să aibă, dacă e întreținut normal, mai multe stricăciuni și să te coste mai mulți bani decât un Audi la 11 ani. Pentru că, în general, un Audi la 11 ani adus din Germania are peste 400.000 de kilometri, chiar dacă în bord are 95.000. E o mașină deja veche, e o mașină care începe să aibă din ce în ce mai multe probleme. Pe când un Ford la 5 ani nu are cum să aibă chiar atât de multe probleme dacă a fost întreținut corect. Și chiar dacă o să aibă aceleași probleme ca și Audi, o să fie mai ușor de rezolvat acele probleme, pentru că piesele sunt foarte comune, asta fiind un Ford Focus, împărtășește aceeași platformă cu mai multe modele de la Peugeot, Citroen, Volvo, Mazda și așa mai departe, deci o să găsești foarte ușor piese și o să fie destul de ieftin. Din nou, gândesc ca un om sărac, pentru că dacă eram bogat nu mă gândeam la eventualele piese. Oamenii bogați își cumpără mașini noi,
le poartă 2-3 ani, pe urmă le dau și cumpără altele. Noi, la oamenii bogați, nu li se strică mașinile atât de des, ca nouă muritorilor de rând. Și mi-am cumpărat mașina asta, pe premiza asta, pentru că știam că nu o să aibă defecțiuni atât de mari ca și un Audi de 11 ani. Și timpul mi-a arătat că am avut dreptate. Și cu mașina asta am avut niște probleme, dar nu grave, adică nu ceva ce nu s-a putut rezolva. Într-adevăr, probleme enervante, pentru că na, e enervant să rămâi cu mașina în drum pentru că ți s-a dus un rahat de lipitură pe o placă de circuit la ceasurile de bord. E chiar enervant să rămâi în mijlocul drumului sau să pleci undeva pentru că ai o întâlnire importantă în 2 ore și să nu poți merge că s-a dus alternatorul. E enervant. Dar pe de altă parte nu sunt defecțiuni mari ce nu pot fi rezolvate foarte rapid și cu o investiție minimă. Adică nu mi s-au dus injectoare, nu mi s-a dus turbina, nu mi s-a dus filtrul de particule. Chestiuni care ar necesita investiție mai mari, ci pur și simplu na, mi s-au dus lucruri pe care eu puteam să le rezolv încă de la început. Iar și eu mi-am cumpărat mașina pentru că știam că o să pot să rezolv anumite chestii la ea și nu o să trebuiască să merg la mecanic în caz că se întâmplă ceva. Și tot ce am avut până acum de lucruri la ea, am reușit eu să rezolv chestiile astea, scutind din nou iarăși bani. Dar totuși, Ford este o marcă de oameni săraci? E bine, nu cred asta. Cred că e doar o răutate din partea celorlalți care au alte mărci de mașină. Nu cred că Ford este o mașină pentru săraci nici pe departe. S-ar putea ca și oamenii bogați să aibă Ford. Bineînțeles, nu vorbim de modelele scumpe cum ar fi Mustang, ci de modelele astea obișnuite. S-ar putea să le folosească în diverse scopuri și să aibă Forduri. Bineînțeles, Fordul ăsta european e puțin diferit față de cel american din mai multe motive, pentru că ca și design poate că se aseamănă, însă piesele sunt făcute în Europa. Na, nu e chiar Fordul Ford de la mama lui, să-i zic așa. Dar nu cred că doar oamenii săraci își cumpără Ford, ci mai degrabă clasa de mijloc. S-ar putea, nu știu, s-ar putea, zic și eu, în anumite țări ca Ford să fie cumpărat doar de săraci, dar la noi în România Ford e o marcă aleasă de oameni care își doresc o mașină la mâna a doua, dar nu doar la mâna a doua, pentru că sunt oameni care își cumpără Forduri noi, dar în general e aleasă de oameni care își doresc o mașină la mâna a doua, ușor de întreținut și cu un preț cât mai jos de achiziție. După cum am mai spus, cu 6.000 de euro îți cumperi mașină de 4-5 ani, ceea ce nu poți să-ți cumperi o mașină de 4-5 ani de la Audi sau de la BMW cu 6.000 de euro. Îți cumperi o mașină de la 10 ani încolo. De asta se fac și comparațiile astea care sunt total greșite, că uite cât de rahat e Fordul în comparație cu Passatul. Și cel ce compară e un om care are un Passat de 20 de ani și compară un Ford de 5 ani. Logic că Passatul tău are niște materiale mai bune, nu neapărat că se făceau mașinile mai bune acum 20 de ani, ci pur și simplu dintr-o altă clasă. Deci asta e părerea mea, e o mașină aleasă de toate clasele sociale, nu e mașina săracului, fiecare își alege ce mașină îi place. Într-adevăr, eu am ales-o pentru că sunt sărac, na, asta e, ce să spun că sunt miliardar, dacă eram miliardar nu aveam Ford Focus, logic. Sau poate aveam, cine știe cum gândeam dacă eram un miliardar. Ne vedem data viitoare!